Bună dimineața! În partea dreaptă a ecranului e un cod QR pe care dacă îl scanați cu telefonul mobil se ajunge pe site-ul știrilor Pro TV la secțiunea dedicată și acolo e horoscopul de astăzi și detalii suplimentare pentru fiecare zodie în parte. Să vedem ce avem pentru azi. O zi cu vești bune! Fecioara, o să începeți proiecte noi, faceți rost și de bani în plus și o să vă bucurați de succes că dați dovadă de talent, precizie, minuțiozitate. Balanța, o să vă treziți cu o invitație în străinătate și o să fie și o surpriză pentru voi că nu mai credeți că e posibil așa ceva și vă mobilizați rapid și vă duceți. Scorpion, întâlnire de afaceri, poate negociați un contract și o să țineți la condițiile voastre să nu munciți fără suma de bani pe care ați cerut-o. Săgetător, provocări de tot felul, vă puteți relansa pe scena socială și să atrageți toate privirile, să găsiți noi oferte de lucru și să vă creați un alt statut. Capricorn, ați putea rezolva o problemă care ține de un act de proprietate, moștenire, vânzare, cumpărare, ori închiriere și o să intrați în legalitate. Vărsător, la voi chestiuni de familie se cer urgent rezolvate că trebuie să investiți niște bani, să vă mutați, să zugrăviți sau să vă schimbați mașina și costă. Pești, se pare că o să petreceți câteva ore bune în compania unor persoane care vor să puneți umărul la organizarea unui eveniment și o să vă facă plăcere să vă implicați. Berbec, voi dați dovadă de inspirație și o să știți cu cine să vă asociați ca să iasă un lucru de calitate și să faceți roșii de bani mai mulți, că aveți cheltuieli mari. Taur, vi se întâmplă lucruri inedite și puteți da un tun de imagine, să găsiți un job, o casă, nu știu, plecați în altă țară, poate chiar și cu treabă. Gemeni, o să luați niște bani din urmă și plecați pentru câteva zile pe undeva sau măcar în weekend, dacă nu mai aveți concediu. Rac, vești bune aici, luna e la voi, posibil bani, poate vi se dă ceva nou de făcut și să fie ceva în care să excelați, pentru că urmează un salt în carieră și vor fi și bani. Leu, sunt câteva aspecte de care să vă ocupați, printre care și de voi, o să arătați și mai bine, că destul v-ați ocupat de alții. O zi cu vești bune!